Salut, șacalilor, ce faceți? Inițial nu trebuia să filmez videoclipul ăsta, dar am primit o grămadă de mesaje. Hai că am primit. Hai, Snake, ai primit mesaje dacă e forța, da. Chiar m-a spamat o grămadă de lume pe Instagram cum că videoclipul ăsta le-ar fi apărut la recomandate. Știți că YouTube-ul recomandă videoclipuri foarte, foarte vechi când vrea el. Și mi-ați băgat acolo mesaje că, bă, Snake, eu primesc ăsta le recomandate, nu știu cum, că e foarte cringe, că așa, bă, și am zis, nu vreau să fac, am văzut care e titlul, am văzut despre ce e vorba, până când mi-a apărut și mie. Așadar, acest videoclip este unul dintre cele mai rușinoase momente de pe televiziunea românească, pentru că cineva rezista până la final va primi like de la mine pe Instagram, așa că să-mi ziceți acolo în DM, să-mi dați mesaj pe Insta dacă ați rezistat până la final. Prieteni, hai să facem 50.000 de like-uri, pentru că astăzi ne uităm la ați mai văzut așa ceva la TV. Vom lua căștile, ni le vom așeza pe cap, vom da videoclipul pe full screen și vom începe challenge-ul. Încearcă să nu te rușinezi. Ok, hai să vedem ce se întâmplă. Hai că da, televiziunea românească. Bine, ce, stai să văd din ce an e pus. În 2013, bun. Numărul 1. Ok, hai să vedem. Locul 1. Vai, Doamne, ideea e că asta era un fel de roata norocului pe atunci. Și tip asta e foarte... nu e ok. Aoleu. Vai. Găsește rima. Ia. Ce-ți place ție, Andrei? Ok, găsește. Găsește rima. Găsește rima. Da. Nu, stai. Găsește rima, da? Ia să facă. O pornire și textul țin eu. Okay. Ana o să spună, iar tu continui. Auzi. Păi stai puțin, ca să nu e o pedeapsă. Poftim? Dar ce e? Un test de cultură generală. Aoleu, nu te cred, dragi prieteni, să spui rime a devenit concurs de cultură generală. Vedeți cum era lumea în 2013 și voi mai ziceți că suntem proști acum? Extraordinar, da, abia aștept să vă 7 minute în care, da, sigur, sper măcar să lăsească rime ca lună. Asta e nebun, o muțin. Și dacă nu știu ce mă pui să fac? Faci așa, cum? Dacă nu știi, faci așa. Mamă, hai că e bine, am început bine. Ok, am început hai, bine. Afară e frig și în oraș și e o vreme de căcat. Păi cum să zici, mă, așa ceva la televizor, mă? Nici de cum afară e frig, în casă e cald. No! Du-te, tu, mă, zi-o pe aia, mă. Bă, dar mă mir cum de la cenzura, mă, cum să... Băi, băiatule, bă, cum să nu cenzureze, mă? Bă, măcar de zicea caca, căcuța, fecăluța, fecale, știi, din gen de astea, frate, dar nu o dai pe aia românească, mă. Acum să o luăm pe aia dreaptă, că aia care citește, deci zici că îi recită poezilul lui Rapunzel, să mor, deci, adică și aia, nu-i chiar ok, nici aia. Dai canal de, bineînțeles, da, ok, e normal. Te-am cărut. Mă, din gură, da, da, deci gata, ce mă, ne dă afară pe toți. Gata, ce ne-au. Gata, ce râdeți, pentru că e prima, nu? Da, asta e, asta era. Stai jos, Ana, vino. Pai au zis-o George Topărceanu, da? Bravo, ia. Așa, asta e. Ai înțeles? Am nimerit-o bine. Ai bravo. Musă verde, bara bună, am o muscă pe... căciulă. Oare m-a speriat? Altceva? M-a speriat, ești prost? Mamă! Bine, două paie, hai să-ți dau un șut în... N-am auzit că l-a aplaudat. Două fire, două paie, hai să... ce? N-am auzit, aplaudau ăștia, n-am auzit. Două fire, două... N-am auzit, mai zi odată că aplaudau ăștia. Două fire, două paie, hai. Ce? N-am auzit că aplaudau ăștia. Băi, are dreptate femeia, o, să mor. Două fire, voștri, două paie, hai să-ți dau un șut în... Știu, dar mi-e rușine să zic. Vai, Andreea. Dar nici eu nu știu ce vine. Viața, noi nu suntem de aia care ne prez. Hai, trebușulă. Noi spunem, noi suntem români. Noi dăm totul. Cine a ieșit creierul? Uite, buci. Vezi? Nici nu ceva. Cur. Două fire, două baie, hai să-ți dau un șut în c***e. Bă, ce cenzura? Băi, ne-ai zis. Bă, canalul meu de YouTube.
ca, bă, ăștia nu cenzura nimic, bă. Păi, bă, dacă am zis gâtul mătii în videoclip, gata, au venit, nu, mai a venit șeful de la YouTube așa, mi-a pus așa, mi-a pus o servietă de asta, au scos 5 contracte, semna, amendă frumos, tot videoclip, claim, tot copyright, tot. Ia la televizor, uite așa. Uite așa, uite așa fac ăștia la televizor. Bă, dă-te în gâtul mătii, bă, ce nea, bă, canal de haide. Deci asta ceva e real, bă, n-are cum, bă, se întâmple, bă, deci eu asta sigur se preface. Deci nu ai cum, jur. Hai de simțit-o, bă! Așa să mă prind la televizor. Păi, de simțit-o, bă. Băi, nene, cum de ajunge, bă, cu tupeul ăsta, bă, cu nesimțirea asta. Băi, n-ai zis să-ți-o zic. Hai să-ți dau un șut în baie. Baie? Hai să mai ai una. Hai, doamne așa. Frunză verde, flori de nuci. Hai să-ți pun mâna pe buci. Bravo, nes, frate. Pe muci, mă, pe muci, nu pe buci, pe muci. Acum eu râd, glumesc, eu mai glumesc, mai râd. Dar ea nu cred că nici râdea, nici glumea. Să mor, de ce ea nu glumea, nu râdea. De ce acolo muci, buci, aia, pe aia audisă, să mor. Bă, sunt foarte curios ce trebuie să fac să ajung la TV. Adică dacă văd că ajunge tot lumea de pe stradă, zice de buci. Bă, hai, bă, cu ala, hai la canal de vină cu ala. Nu știu, e greu tare pentru mine, jur. Bă, așa prestație la TV în vremea aia, știi, când atunci vorbea, nu prea era YouTube așa în forță, chiar se mai uita lumea la televizor, știi? Păi dacă se uita, bă, mama mea la televizor atunci, bă, și-o vedea pe asta cum zice muci buci și făcea, mă, tu zăi seama, mama mea făcea, auleu, bă, inima, inima, bă, leu, Lucian! Bă, murea mama aia așa ceva nimica, bă, doar... Cine a scris, mă? Ok, e gata. Ok. E bine, e bine. Hai cu mine la statuie ca să-ți dau un kill de... Ei, eram să zic eu ce... Ce mai să zici? Deci care știe? Un kill de gutuie. Care știe? Păi ție ce să-ți dau? Lămâie. Nu spune nimic. De kill. Nu spune nimic. Dar nu mi-a răspuns o la concurenți. Care vai, știe? Vai, Doamne. Pot să zic și eu sincer, dar nu zic. Deci, păi da, ce că e ușor. Hai cu mine la statuie ca... E rândul tău. Hai cu mine la statuie. Tu taci, gata. Ca să-ți dau un kill de... Gutuie. De mere. Uie. Și rimează... Nu există așa ceva, nu există așa. Așa deci nu e. Un kill de mere. Proștilor. Mere. Am zis mere. Dar n-am motiv, frate. Nu, este terminată, dar e foarte vulgar. Ce, dar ce? Hai cu mine după statuie să-ți dau... No, ce zic. Bă, dă-i una, bă, dă-i una. Cine a spus că s-a uitat la mine? Bă, dă-i una. Bă, dă-i bă una, n-a încă la. Bă, nu-i... Noi știam răspunsul. Bă, n-a... Bă, cu tuie, cuie, lămâie. Răspunsul corect era? Cuie. 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 Cuie proastă, era cuie. Era cuie, dar tu nici gutuie, nici lămâie, nici cuie. Na, eu ce să zic, nu mai am forță. Bă, cuie, mă, dar de unde cuie? Ce faci cu cuiele? Băi, ce faci tu mai cu cuiele? Bă, nu mai am forță. Deci, păpune. Păpune, proștilor. Adică, hai cu mine după statuie. N-am zis, hai cu mine la statuie să-ți umplu gura de cuie. Hai cu mine după statuie să-ți dau cuie? Un kilogram! Da! Cine dracu are un kilogram? Bă, dar se uită așa, gen... Hai că cum adică? Cuie, bă, statuie, dau cuie. Prieteni, mă doare, mă, că mă doare capul, dar stai așa, bă, sunt scurs de energie, bă, nu mai pot. Am nevoie să stau un pic așa pe spate, bă, nu mai pot, dă-mi un pic pernuța aici, mi-o pun la cap, bă, nu mai pot. Deci simt că am nevoie de un avracalgin, ceva de un rofen, nu mai pot. Bă, acum, fără nicio glumă, voi vă dați seama că asta chiar s-a întâmplat la televizor, adică nu că e cel mai rușinos moment de pe televiziunea românească. Nu că e cel mai rușinos moment de pe televiziunea românească de acum. E cel mai rușinos moment din istoria omenirii, adică le-o bătut pe toate. Deci mâine, poimâine, la televizor o să vedeți emisiuni cu concursuri de înjurături. O să vedeți, lasă-vă zic eu de pe acum. O să vedeți, îi pune așa pe unul, pe unul aici, pe unul aici, știi? O masă între ei să-i desparte și încep să-i înjure. Și care înjură mai tare câștigă, vă jur, deci așa se întâmple. După cum am zis, care a reușit să reziste până aici fără să facă ca mine, adică ca un handicapat, ca un prost, ca un terminat, ca un tot ce am făcut eu, dar
Eu nu rezist, bă, la, eu nu rezist, bă, de ce, eu nu rezist vecino, nu rezist vecino, mă auzi? Ce să zic, să-mi ziceți pe Instagram, da, și să aveți o zi frumoasă, nu mai pot să încheiere, jur. Vă rog, aveți grijă de voi și nu vă mai uitați la televizor, mai bine vă uitați pe YouTube, mai bine vă uitați pe Netflix, bă, la un serial, vă jur. Sâmbătă ora 1 reacție, nu uitați să fiți acolo, să activați clopoțelul, vă pup și vă iubesc, pa, bă!